Reprezentanții Comisiei Europene au vrut să vadă cât de mulțumiți sunt locuitorii orașelor de pe vechiul continent. Printre cei 41.000 de oameni din 79 de centre urbane intervievați în total, se află și bucureștenii, clujenii și nemțenii. Dintre locuitorii capitalei, numai 82% se simt bine în București. Asta îi plasează pe români printre popoarele nemulțumite de orașele în care trăiesc. Dintre acestea, jumătate dintre atenieni și 80% din locuitorii, Romei, sunt de părere că orașele lor au nevoie de schimbări profunde. Cei aproape 20% dintre bucureștenii dezamăgiți au mai multe surse de neplăcere. În primul rând, peste 30% nu au încredere în concetățenilor, iar 46% sunt rezervați față de vecinii de cartier. În plus, calitatea aerului îi erită pe 82%, în timp ce 72 consideră că bucureștiul este mult prea zgomotos. În schimb, 96% dintre clujeni se simt foarte bine în orașul lor, iar 95% dintre nemțeni se încadrează la aceeași categorie. În topul european, aceștia se plasează pe locul 15, respectiv 19. 77% dintre românii din Piatra Neamț susțin că există suficiente spații publice, precum piețe, parcuri și zone pietonale. Peste 90% dintre ei sunt satisfăcuți de curățenia orașului, iar 65% s-au arătat mulți Sumiți de prețurile locuințelor.